Polițiștii constanțeni au organizat duminică o razie în municipiul Constanța, la care au fost angrenați 145 de polițiști rutieri de investigații criminale și ordine publică. În acest context au fost controlate peste 1000 de autovehicule și constatate noi infracțiuni la regimul circulației rutiere. Duminică, în intervalul orar 0008, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Constanța împreună cu polițiștii ai Serviciului Rutier Constanța din cadrul secțiilor de Poliție Urbană 1 și 5, secțiilor de Poliție Rurală 1 și 2, sprijiniți de luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au desfășurat o acțiune de amploare pe linia prevenirii și combaterii faptelor antisociale, precum și a principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. În urma controalelor, polițiștii constanțeni au constatat 9 infracțiuni, dintre care 7 pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice, una pentru conducere cu permisul suspendat și una pentru conducerea unui autoturism neînmatriculat. De asemenea, au fost legitimate 1013 persoane și au fost controlate 1082 de autovehicule, fiind aplicate 138 de sancțiuni contravenționale, dintre care 122 pentru nerespectarea prevederilor OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Valoarea sancțiunilor este de 78.737 de lei. În cadrul acțiunii au fost reținute 13 permise de conducere și au fost retrase 24 de certificate de înmatriculare.